Brașovenii au intrat din nou în febra cumpărăturilor de sărbători în plină pandemie. Piețele din Brașov sunt luate cu asalt în această perioadă, în condițiile în care oamenii au ieșit la cumpărături pentru masa de Crăciun și Revelion. Pe lângă legume și fructe, la mare căutare sunt și produsele din carne. Gospodinele vor să pună pe masă preparate cât mai proaspete. Este rezonabil, nu este chiar aglomerat. Oamenii văd că încearcă fiecare să păstreze distanța. Cred că e ok, din punctul meu de vedere. Și pe autobuz am venit și erau câteva persoane, adică lumea se așeza cum trebuie. Nu este, este aglomerat, dar cred că e în limitele normale. Spuneți-mi, dumneavoastră, lăsați cumpărăturile pe ultima sută de metri sau le luați din timp? Niciodată. Totul iau din vreme. Deci până mâine, deci toate cumpărăturile și cadourile vor fi gata. Lăsați de obicei cumpărăturile pe ultima sută de metri sau preferați să le faceți din timp? De obicei îmi fac cumpărăturile joia, ca să evit aglomerații și așa, sau seara. Mai ales acum că este și pandemia, ar trebui să se evite. La pandemia o avem în gând, nu? Când discutăm, sigur. Niște fica de porc. Faceți cumpărăturile din timp? Mai vreți să cumpărați ceva? Le fac din timp. De ce credeți că este mai ok? E mai bine, că evit aglomerația. Vi se pare aglomerat? Cum este? Nu prea. Nu prea aglomerate. Suntem obișnuiți. Ce cumpărături mai aveți de făcut de Crăciun, de Revelion? Carne, cadouri la copii, la nepoții. Trebuie să înțelegem și să respectăm măsurile de prevenire anunțate de autorități, să evităm pe cât posibil locurile aglomerate și să purtăm masca de protecție.